Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie de această dată pe malul Nistrului, la poalele cetății Soroca. Avem un invitat special astăzi, străjerul fortăreței lui Ștefan cel Mare, Nicolae Bulat. Domnule profesor, bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră de a oferi o lecție de istorie importantă pentru telespectatorii noștri. Pentru început aș vrea să ne povestiți un pic despre istoria acestei minunate cetăți, cine, când a construit-o. Marele meu noroc a fost că să mă nasc aici, în Lunca Nistrului, și copilăria mea a fost aici, Cureștiință, satul natal, sau, și cetatea, orașul Soroca cu cetatea Soroca. Am făcut studii și odată am venit, că atunci era în restaurare și mă uitam la zidurile astea tainice pentru mine. Copil vinind la Soroca, tot timpul tindeam să ajung pe la cetate, măcar odată să mă roiesc eu în jurul ei. Și uite, a dat Dumnezeu că eu să mai lucrez o leacă la dânsa, dar ea e foarte veche, foarte veche și o cetate misterioasă. Și chiar și pentru mine și în ziua de azi, eu când eram copil credeam că toate castelele din lume, precum cetatea noastră de Soroca, e clar că nu este. Cum sunt mulți scritori care scriu cărți diferite, așa și au fost și mulți ingineri, arhitecți, care tot au făcut castele foarte diferite. Cetatea Soroca este deosebită. Mai la începutul secolului XIV, undeva, ea a fost o cetate micuță, din lemn și pământ, care aș avea o destinație așa mai simplă. Frontiera pe Nistru, crearea unei frontiere pe Nistru, o securitate economică, să apărăm Ținutul Soroca, dar și țara, din invaziile de răsărit barbare, și în afară de asta era și o securitate comercială, fiindcă cetatea a fost construită aici, nu pur și simplu așa că i-a dat cuiva în cap, ci aici erau trecătoare, de unde vineau târgoveții. Fiindcă o țară este bogată, înfloritoare, atunci când ea are relații cu vecinii, când se face un comerț și noi ducem ce avem, ei ne aduc ce au ei, și în schimbul ăsta țările se îmbogățesc între dânsele. Cetatea din piatră este construită mai încoace. Eu presupun că cetatea noastră de Soroca a fost început undeva la vremea lui Alexandru cel Bun. Asta este părerea mea personală, fiindcă aici s-a găsit fundamentul primei cetăți de lemn și pământ, de la primii voievozi. Dar odată cu apariția artileriei, dezvoltării, așa țara avea nevoie de o pază mult mai bună. Aici era praf de pușcă, aici erau tunuri deja, și iată este construită cetate din piatră, care a fost construită pe parcursul mai multor ani. Dacă vă uitați atenți la zidurile cetății Soroca, acolo se văd mai multe nivele. Asta vorbește că s-a construit un pic, apoi a plecat, că n-a fost convenabil, vineau vecinii de peste Nistru, mai trăgeau cu tunurile și atunci plecam, se liniștea situația, iar ne întorceam și iar construiam. Și așa, într-o vremea lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, și a fost ridicată această cetate. Zic Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, poate și Bogdan, cel Or, Bogdan al III-lea, fiindcă, de fapt, copiii lui Alexandru cel Bun, ei mai mult s-au sfădit între dinși și s-au bătut pentru putere. A cui se aparține țara? Dar Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare au fost cu adevărat mari ctitori de țară. Priviți, ea se deosebește într-adevăr. Noi avem cetăți, cetatea Albă, Hotinu, avem Chilia, cetatea Neamț, avem cetatea Roman. Deosebit. Ce prezintă ea? În ce stil? Da, e foarte interesant. Ea prezintă, ce arată? Un tur gigantic rotund, în jurul căruia sunt așezate alte cinci mai mici, la o anumită distanță, cu turnul principal spre Nistru, unicul dreptunghiular. Înaltă destul de bine, la 18 metri a ajuns undeva la noi, am o mănantă cu acoperișul ăsta. Dar de ce este așa și nu în alt fel? De ce nu a fost construită pe dealul Bechir, deasupra, de acolo, prăpastea? Nu, aici, unii, l-am luat la trecătoare. Cetatea noastră Soroca se aseamnă foarte mult cu unele castele din epoca medievală, din secolul al 15, 13, 14, 15. Făcând de cercetări, studii, căutând în diferite cărți de istorie, am descoperit un lucru tare interesant. Ea, ca atare, se aseamnă foarte mult, sau are tangența, am scris și o comunicare, are tangență cu așa cetăți cum este Castelul del Monte din Italia. Iată, vedeți? Nu este o copie exactă, dar are asemănare. Cetatea Soroca e turnul gigantic cu alte cinci mai mici plasate jur împrejur. Del Monte, 8 turnuri. Apoi vine castelul
Queenborough din Kent, apoi Castelul Stormwell din Marea Britanie. Toate rotunde și toate cu un anumit număr de turnuri plasate jur împrejur. Ce explică această arhitectură? Ce reprezintă ea? În primul rând, specialiștii din Marea Britanie, englezi, ei se numesc astfel de cetăți, precum Soroca, precum Stormwell, Queenborough, Wall, Deal, cetăți de tipul shell keep, turn scoică, care sunt caracteristice acestor fel de cetăți. În primul rând, rotungime. De ce rotungime? Zidurile rotunde sunt mult mai puternice decât zidurile drepte, rezistente. Al doilea, aceste turnuri plasate jur împrejur, cu artileria, 6 turnuri în fiecare turn, în afară de la intrare care are 3, acoperă cu foc tot spațiul jurul cetății, nu te poți apropia. Dar cetățile se cuceresc. Se cuceresc mai multe ori din cauza că poarta este slabă. Dar la cetatea Soroca și poarta, turnul de la intrare, dreptunghiular, era foarte bine păzit. Două turnuri de acolo, două din celălalt, din al doilea turn și ele de acolo, undeva 7 turnuri, acoperi cu foc, iată, spațiul din fața cetății. Și de ce era foarte greu ca să pui mâna pe cetatea Soroca? Iată de ce o numeau shell keep, turn scoică. S-a închis poarta, scoica, nu mai intră nimeni în cetate. Mai este un mister interesant la cetatea Soroca. Noi avem aici, alături de Cosouț, un sat de pietrare, unde se scoate piatră și, nu știu, sute de monumente în Republica Moldova și nu numai, sunt făcute din acea piatră. Dar uite ce interesant, că meșterii de atunci, din secolul XIV-XV, nu au folosit piatra de la Cosouț. Dacă și este, tot asta așa, bucăți undeva, dar au folosit piatra marna. Marna asta este calcar. Asta este calcar, creta, cu lutul împreună, 50 la 50. Și creați o piatră care este foarte moale, foarte ușor să distruge la umiditate. De ce nu a luat piatra de Cosouț? Ca să fie o cetate puternică, voinică. Dar fiind faptul că cea mai mare primejde pentru apărătorul unei cetăți medievale nu erau ghiulelele cele. Eu văd cum eu ghileau avine, mă dau un pic într-o parte, ea s-a dus. Dar în spate zidul. Dar dacă ghiuleaua ne menește într-o piatră tare, puternică, crapă ghiuleaua, crapă piatra, rașchile zboară în părți și te scoate de luptă. Aici era nu era șarapnela asta, schija de piatră. Și în al doilea rând, pereții aceștia din marnă amortizau păliturile și nu făceau niciun rău. Iar o ceată de voinici, la datorie, își făceau slujba aici, la Nistru, și păzeau țara și de invaziile străine. Și, pur și simplu, vama trecea aici, se adunau bănuții pentru țară. Așa că ea și-a jucat rolul ei pe timp de sute de ani de zile. Și cât străjeri de obicei erau în această cetate? Câte persoane putea adăposti ea? Eu, stând în cetate, eu tot timpul m-am asociat cu cei care au și-au făcut serviciu militar în cetate, cu străjerii cetății, Șoimilu Ștefan cel Mare. Și îmi puneam întrebare, dar de câți ori oșteni aș avea eu nevoie? Și mi-am zis eu în mintea mea că eu armata n-am făcut, nu sunt oștean de profesie, mi-am zis dacă am pot să aflu, numărând la creneluri câte doi oșteni. Oștenii stăteau umăr la umăr. Eu trăgeam cu arcul în deschizitura aceasta, de ce nu meu într-o cealaltă crenel. Și atât, când am numărat așa frumos, mi-a ieșit la vreo 200 de oșteni. Dacă îi așez, fiecare stă la locul lui. Și în afară de asta și la nivelul 1 și 2, unde era artileria acolo, câte 3, 4, 5. Mi-a ieșit la 200. Dar cineva trebuia să aducă ghiulele, praful de pușcă, piatră, apă clocotită, smoală fierbinte. Așa era apararea de atunci. Mi-a ieșit la vreo 250. Apare altă întrebare. 250, într-așa o cetate cu diametru de 30 de metri a turnului gigantic? Straniu. Dar ce ori să mănânce ei? Că-i 250, vă închipuiți când s-au așezat, nu au mâncat deodată. Și atunci, încetășor, mi-am zis, la sigur că aici a fost o ceată de voinici, de vreo 50-60, dacă au fost. Și când era un război, veneau talhare să mai prade ținutul Sorocii, cei din Soroca toți vineau încoace, cât mai repede, care dovenit într-o încetate, care nu, în râpile și pădurile din împrejurim. Așa că grăzioana nu era foarte, foarte mare. Era o ceată de voinici conduse de capitanii de frontieră și iar cel care administra ținutul Soroca nu era altcineva decât Pârcălabul. El era administratorul și el era cel mai mare, cum ar fi la moment, președinte de raion. Ce pârcălabe a avut cetatea? Noi suntem mai săraci întrânșii, fiindcă nu ne comparăm cu cetatea albă, cu cetatea Neamțu, Suceava, cetatea în scauna țării. Dar l-am avut primul pârcălab care a fost, nu altcineva, care cunoscut nou,
Pan Coste Posadnic, părcălab de Soroca. Când am dat de dânsul, curiozitatea, știu, ca muzeograf, ca de ce așa îi lucrez pe la muzeu, că-s prea curios, zici, mai dar el a avut oare copii. Dar a avut el urmaș. Și m-am bucat eu, cataloge, documente vechi de Arhiva Statului la București, de la noi, ce-am mai publicat epoca, Moldova în epoca feudalismului, și încetișor, când am început a depana, am rămas frapat, fiindcă Coste Părcălab de Soroca a avut un băiat, fătul, făt frumos, fătul, Părcălab de Ciobruciu. A avut o fiică Neagșa, Neaga, care a dăruit trei fete, Anghelina, Solomeia și Mitrofana. Iar Mitrofana, soția lui Nestor Urechi, a avut un copil care l-a chemat Grigore Urechi. Iată, primul Părcălab de Soroca, Coste, nu este altcineva decât străbunicul lui Grigore Urechi. Am avut și alți părcălabi, tot așa, am întâi de oraș cu Vartic, am avut un Ion părcălab de Soroca, dar unul m-a impresionat foarte mult, precum și Coste. El a fost, îl chema pe dânsul Ștefan, părcălab de Soroca, ei, Ștefan, și tot citind de curiozitatea asta a mea, și iată, am descoperit un lucru tare interesant, că acest Ștefan, părcălab de Soroca, îi pomenit de Miron Costin. Cel mai reușit portret al lui Miron Costin în cronica țării Moldovii este portretul lui Ștefan Părcălab de Soroca. Un om care la chipul lui nu era tare frumos. Era ghebos, capul cucuiet, era, că, cum spune, că, într-adevăr, o urățenie de om. Dar la mintea lui era un om integru. Ceasul întregi, Vasile Lupu, că a fost pe vremea lui Vasile Lupu, făcea vorbă cu dânsul, deosebit de boieri, fără de boieri. Și acest om, care era atât de deștept, care vreo 10 ani undeva a făcut serviciu aici la Părcălăbie de Soroca, la noi este, mai sunt și invidia asta rea de tot, ce ne mai ștribește. L-au părât la Vasile Lupu, că el au trimis o solie la Bogdan Hmelnitski și solia aceea s-a întors înapoi, pe un stamatic adâmbu. Și l-a întrebat Vasile Lupu, cine te-a încurcat să ajungi până la Hmelnitski? De-a spus, că părcălab de Soroca Ștefan. Și atunci el trimite altă delegație, altă solie, pe Ștefăriță, nepotul său, și încă pe unul acolo în boier, dar prin Soroca, că să-l aresteze pe a nostru părcălab și să-l trimite la hotel, la judecat domnească. A ăștia l-au dat pe mâna cuiva acolo, de niște boierași mitei, și ei l-au și jefuit mai departe și la ieșit din oraș încolo, în câmpie, l-au luat și l-au ucis. Ștefan Părcălab de Soroca. O personalitate, într-adevăr, deosebită pentru istoria neamului nostru. Ei, de ce să vă mai spun eu de părcălabii ăștia noștri? Ce aveau în gestiune? Sigur că aveau ținutul Soroca și frontiera pe Nistru. Își făceau datorii aici și... Sigur că meritele lor sunt deosebite pentru că ne-am păstrat, uite, până în ziua de astăzi. Vorbim o limbă românească frumoasă, avem tradiții și obiceiurile care sunt peste tot. Noi avem a noastră, poate ceva schimbări, dar suntem așa unde ne-a lăsat Dumnezeu. Dar există date istorice care par confirma dacă pe aici au trecut anumiți domnitori, Ștefan cel Mare, Petru Rareș? Dacă aș fi eu în locul lui Ștefan cel Mare, nu merit să mă zic dacă aș fi. Și știind că țara mea e înconjurată din toate părțile, toți vreau să o rup în bucăți, iar noi avem cetăți în jurul ei. Eu, ca domnitor, să nu știu ce prezintă fiecare cetate în parte, care sunt capacitățile ei. Sigur că asta, nici nu m-aș gândi la așa ceva. Sunt sigur că domnitorul Ștefan a trecut pe aici. Dar poate că a pregătit bătălie la Lipnic. El a unde? Tătarii a venit și au năvălit. Au intrat în Moldova un cuțit în unt. Dar nu a mers tare departe, vreo 80-100 km de aici și la Lipnic, între două fășii de Codru, tătarii de apa Volgăi au fost prinși și au fost terminați. Iată un exemplu cu Ștefan cel Mare, Petru Rareș, care posibil că și-a dus și el la portul, la întărirea cetății, sau poate a mai terminat sus construcția, el a chemat niște meșteri, un meșter din Transilvania, din Bistrița, ca să vină să lucreze la cetatea noastră Soroca, sau că el tot avea idee despre această cetate. Mai departe este domnitorul nostru
Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitri Cantemir, la 1691 cetatea a intrat o garnizoană poloneză, condusă de colonelul Krzysztof Rape. Războaiele astea de atunci, la acea vreme, Imperiul Turc, Jeci Pospolita, noi o țărișoară mică în calea tuturor răutăților. Și iată Constantin Cantemir la 1692 și-a ridicat oastea, a fost Cantemir atunci, a fi ciorul cu dânsul Dimitri și au venit la Soroca să întoarcă cetatea înapoi. Două săptămâni a durat asediul cetății, a fost în septembrie-octombrie, două săptămâni din ambele luni, 27 septembrie, 9 octombrie, și cetatea noi n-am putut să o luăm. Într-adevăr că ea este, cum spune așa, o cetate micuță, robustă, dar voinică și puternică. Dacă tot l-am pomenit pe Marele Domnitor Ștefan cel Mare, foarte mulți telespectatori care urmăresc această lecție de istorie deseori întreabă: cum a ajuns sabia domnitorului Ștefan cel Mare la Istanbul? La vremea lui Petru Rariș, când sultanul Suleiman Magnificul a venit la noi aici, de ce a venit? Când a venit cu război, a venit cu oastea lui, dar eu, în studiile mele, dar nu tare aprofundate, am găsit parcă așa ceva, o scânteie, că Petru Rariș ar fi gândit deja o insurecție împotriva sultanului ca să scoate țara Moldovei de sub tutela turcilor. Și vede că sultanul nu e plăcut. Era un sultan deosebit, Suleiman Magnificul. De ce a venit cu oaste la noi aici și Petru Rariș, ca să nu fie prins de boierii care tare deseori trădeau, a luat și a plecat, a fugit. S-a retras în munți. Aici este o istorie tare interesantă. Nu știu cât dacă adevărată este, dar are și un sâmbur de adevăr. Sultanul s-a supărat grozav, a spus că dacă eu îl prind pe dânsul, îl calc în picioare. Și iată, trecut au vremea și vine Petru Rariș la sultan că permitem să domnească mai departe. Sau a încercat să, cum spun la noi, să dreagă borșul. Sultanul, când a auzit de așa ceva, că el a venit, că mai vrea să domnească trădătorul de dânsul, așa, unde e el? Viziriu, măria ta, el a venit cu niște daruri, niște bani. Măi, dar păi, ascultă, omule, dar încalc cuvântul. Măria ta, este, se rezolvă și această problemă. El va sta sub pod, iar domnia voastră, călare pe cal, va trece încolo încoace. Unde va fi Petru Rariș? Sub copita calului. Iată și aurul și bunurile vor fi a noastre, dar și cuvântul dat nu va fi încălcat. Și iată așa, după legenda aceasta, el a ajuns din nou domn în țara Moldovei. Și sabia, și că atunci cineva din boieri a arătat sultanului unde se află comorile domnitorilor noștri și de aceea ei au luat sabia și au dus-o la Istanbul. Ce interesant aici, un lucru este acolo care pune o mare semn de întrebare, că această sabie nu este trecută în registrele Palatului Topkapi ca un trofeu de război. E ca ceva, un obiect care a ajuns la curtea sultanului. Și atunci apare încă o altă presupunere, legendă, că totuși unii din boierii noștri care vroiau să se dea bine pe lângă sultan, s-au gândit ce să facă. Hai să dăm cadou prezent această sabie deosebită sultanului turc. Și iată așa a ajuns în muzeul din Topkapı, unde se află și astăzi. Ștefan cel Mare se considera român sau moldovean? Vorbea o limbă română populară sau vorbea o limbă moldovenească? Pentru că, vă spun, astăzi foarte mulți insistă în continuare că Ștefan cel Mare nu are nimic cu poporul român, că e moldovean, că nu e parte a națiunii române și că ne-a lăsat moștenire, o frumoasă, așa zisă, limbă moldovenească. Eu, făcând cercetare pentru o carte care vreau să o termin în cele din urmă, se referă la fiica lui Ștefan cel Mare, Elena Voloșanca, și a soțului ei, Ivan Țarievici, Ivan cel Tânăr. Și acolo am găsit, căutând, sigur, cronicile vechi rusești, pe care eu, cu părere de rău, nu prea înțelegeam ce scriu ei acolo, știți, cam greu. Dar citind cronicile noastre deja, lui Grigore Urechi, limba, da, sunt cuvinte care se deosebesc încolo, dar limba e frumoasă, plăcută. Și de aceea, el vorbea o limbă foarte frumoasă, literară la acea vreme. Care era? Îi ziceau Valaha, sau alții puteau să spui Voloha, dar asta era limba Valaha, adică limba română, care a vorbit-o, nu primii domnitori, dar de la străbunei noștri, cei mai îndepărtați. Vreau să vorbim un pic și despre un alt domnitor, Vasile Lupu, care a scris
pravila. Pravilul Vasile Lupu. Exact. În ce limbă a scris această pravilă Marele Domnitor? Aceeași limbă românească. Carte românească de învățătură, carte românească de pravele de la împărății a lui Vasile Lupu. N-am văzut cartea, n-am ținut-o în mână, fiindcă s-au păstrat foarte puțin. Dar eu am scris o carte despre jupănița lui Vasile Lupu, Ruxandra, cea care s-a măritat cu un cazac din de acolo, de departe. Cu feciorul lui Bogdan Hmelnițchi. Cu feciorul Bogdan Hmelnițchi, cu Timuș. Și lucrând la o carte și la o epocă a lui Vasile Lupu, unde s-au făcut lucruri mari, trei ierarhii, s-au tipărit cărți, s-au făcut relații cu alte cnezate, împărății și așa mai departe, am ajuns și desigur la primul cod de legi care a fost scris pentru toți absolut. Nu era cineva că eu sunt mare boier. Toți absolut erau, supuneau legii. Și acum am găsit, publicat la Chișinău, se vede mai, de mult mai înainte, niște fragmente din pravile lui Vasile Lupu și eu îndată mi-a venit, stai un pic, dar trebuie să fie și o judecată domnească. Și având la bază pravile care eu le-am găsit și având un caz că cineva a furat, s-a suit cu scara pe fereastră, el a trecut, sigur, prin judecata lui Vasile Lupu. Era destul de foarte dur și foarte principial. Acele pravile erau nu altceva decât un cod de legi. Un cod de legi. Cum avem și noi un cod de legi și ne protejează de alte lucruri. Pe 4 mai 1646, în tiparnița de la Mănăstirea Trei Ierarhi, apărea pravila lui Vasile Lupu, primul cod de legi în limba română, utilizând caractere slavone, și unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă națională din Europa, cunoscut sub numele de Carte Românească de Învățătură de la Pravilele Împărătești și de la alte judeațe, cu zisa și cu toată cheltuiala lui Vasile Voievodul și Domnul Țării Moldovei, din multe scripturi, tâlmăcită de în limba ilianească, prelimba românească, ca să poată înțelege toți. În prefața codului de legi se spune că scopul acestuia este de a pune capăt nedreptăților și asuprelelor mișeilor. În afară de numeroase dispoziții cu caracter general, pravila conținea norme de drept civil, vamal, fiscal, medicină legală și de drept canonic, rămânând în uz până în vremea lui Dimitrie Cantemir, acesta numind-o o carte osebită de legi, care și până în ziua de astăzi este pentru judecătorii Moldovei ața dreptății după care judecă drept. Vasile Lupu, sigur că viața lui a fost frumoasă. El a avut, să zic, poate noi a venit marele noroc, că el era un om, nu era de cel cu războaie. Nu putea el duce războaie, birui oști întregi. Mai avea conflicte cu Matei Basarab acolo și cu tatare și cazace, dar ce era interesant la dânsul, era un om al științii, al artii, academia. Vasilian. Da. Apoi pravilul Vasile Lupu, codul de lege, adică apoi cazania mitropolitului Varlam. Aici sunt, dacă au rămas vă câteva cărți în patrimoniul nostru românesc. Cum a scris acea pravilă în limba română dacă el era domnitor al țării Moldovei? Nu se vorbea în moldovenește? La acea vreme a lui Vasile Lupu, domnitorul nostru știa foarte bine că limba noastră vorbită este românească. Și noi suntem români. Cazania lui Varlam, pentru că Varlam, mitropolitul Moldovei, i-a fost tot timpul alături pe durata întregii domnii lui Vasile Lupu. Ce reprezintă acea cazanie și, iarăși, în ce limbă a fost scrisă ea? Aceeași carte românească, aceleași spicuiri din credința noastră ortodoxă, aceleași lămuriri care sunt date pentru poporul cel simplu care este la noi la țară, pentru ca să poată toți citi. Cuiva e nimerit în mână, asta a fost părcălabul de Orhei, a fost un părcălab atunci care a cumpărat cu 5 monete de aur, a cumpărat această cazanie și o ținea cu sfințenie să nu o piardă. Nu am avut noi mari pictori grozavi care să facă al de Michelangelo, Rafael sau cineva, dar am avut niște personalități iluminate, cum ar fost ea ca mitropolitul Varlam, cum au fost Grigore Urechi, cum a fost tata lui Grigore Urechi, Nestor Urechi, sau cum a fost marele iluminist, Dimitrie Cantemir. Mitropolitul Varlam a condus Biserica Ortodoxă din Moldova din 1632 până în 1653, fiindu-i alături lui Vasile Lupu pe toată durata primei domnii și este considerat unul dintre creatorii limbii literare românești.
Cea mai însemnată lucrare a mitropolitului Varlaam și una dintre cele mai de seamă din istoria vechii culturii românești este intitulată Carte românească de învățătură la Dumenecele preste an și la praznice împărătești și la sfenți mari, sau Cazania, apărută la Iași în 1643, scrisă cu caractere slavone. Are 506 file, ilustrate cu numeroase gravuri, reprezentând scene biblice, chipuri de sfinți. Cartea începe cu un cuvânt adresat de Vasile Lupu. La toată semenția românească de pretutindeni ce se află pravoslavnici într-această limbă, arătând că oferă acest dar limbii românești, carte prelimba românească, întâiul de laudă lui Dumnezeu, după aceea de învățătură și de folos sufletelor pravoslavnici. Urma apoi un cuvânt către cetitoriu al mitropolitului. Din aceste două prefețe se desprinde ideea unității de neam și de limbă a românilor din Moldova, Muntenia și Transilvania. Cazania a adus un aport prețios la formarea limbii noastre literare, fiind scrisă într-un stil viu și plin de culoare, cu fraze bogate în comparații pitorești și expresii plastice. Prin conținutul ei, dar și prin frumusețea graiului, Cartea românească de învățătură a lui Varlaam a cunoscut o răspândire mult mai largă decât orice altă carte românească veche, ajungând nu numai în mâna episcopilor și a preoților, ci chiar a credincioșilor de la sate. Cea mai largă răspândire a cunoscut-o în Transilvania. Considerată de Nicolae Iorga drept opera cea mai populară a epocii noastre vechi, ea conține primele versuri în limba română, intitulate Stihuri în stema domniei Moldovei, prin care este recunoscut meritul domnitorului Vasile Lupu în tipărirea cărții. Nicolae Manolescu, în istoria critică a literaturii române, desprinde următoarele trăsături ale operei. Frumusețea limbii utilizate vorbește pe înțelesul tuturor, presărând explicațiile cu întrebări retorice și cu îndemnuri. Arta povestirii este primul nostru povestitor, înfățișând țărănește chestiunile teologice. Vă propun să discutăm în continuare și despre anumite personalități uitate. Din păcate, personalități născute aici în județul Soroca, personalități care au trecut prin acest ținut din partea dreaptă a Prutului. Vă propun să începem cu Stan Poietaș, un general uitat, un general al unui război uitat. Da. Cum a ajuns el aici, în Basarabia? Eu, ca copil curios, cum a fost cândva, și născut la Coreșniță, un sat care e la 15 km departamentul sus pe Nistru de Soroca, sigur că noi copiii am întrebat pe părinții noștri, dar ce cu comuna General Poietaș? Fiindcă în perioada interbelică, satul meu a purtat numele Comuna General Poietaș. Ei mi-au spus așa evaziv că a fost un general care a fost împușcat aici de bolșevici. Ei bine, bine, au mai trecut vremurile. Într-o bună zi, copil, m-am dus la Nistru să mă fac o baie, că noi copiii de lunga Nistrui ajutam părinții la zarzavaturi. Și, dar nu ne aruncam vara în râu deodată, râul e repede, râul e rece și noi ne spălam încetășor, ne acomodam cu apa de la râu, apoi m-am pornit și deodată am simțit sub picioare ceva. Ce mai fi și asta oare? Straniu pare, ce-am, nu-i piatră parcă. Și m-am plecat fără să mișc piciorul, că râul este râu de munte. Și când am ridicat piciorul, am găsit un sigiliu. Eu, curios, îmi plăcea istoria, repede acasă, casa noastră e pe malul Nistrului, de partea vreo 250 de metri, și m-am dus repede, am spălat sigiliu, am luat cerneală, că atunci scriam cu penița, am aplicat sigiliu și am citit, anume ce întrebam eu, ce mai este și cu asta General Poietaș? Comună, oficiu poștal, Comuna General Poietaș. Iată, ce, cum se spune, un document ăsta, dar un adevăr, care a ieșit la suprafață, că satul meu cândva a purtat numele acestui general. S-a născut nu aici, s-a născut la Ulmu, la Brăila, departe de aici, tare departe, dar soarta a fost să rămână pe veci, uite aici. El a fost, s-a născut într-o familie de țărani mocani, că îi plăcea armata și când a mai crescut, s-a înferipat, a mers la o școală de copii de trupă. Absolvit școala militară, unde se spune documentele că a fost un cursant foarte deștept, foarte sârguincios, așa că a absolvit foarte bine școala militară. Apoi a făcut serviciu militar, era o personalitate, s-a păstrat fotografia lui. De fapt, în prezent, noi avem mai două fotografii a generalului Poietaș. Una este așa din față, dar alta este cu câțiva ofițeri, unde este a doilea din dreapta, dacă nu greșesc. Așa, și iată, a venit și războiul
primul război mondial. El era un bărbat robust, voinic, sănătos. Avea un râs, dacă ar fi râs în cetatea Sorocii, ar fi tremurat zidurile acestei cetăți. Și era un om foarte bun la inimă, fiindcă pe viitor deja, luptând împotriva în primul război mondial, soldații lui, el era atunci colonel de brigadă, îi vor zice Neicastan, Badestan. Adică atitudinea lui față de soldatul simplu, din care o grade vine și el, era foarte binevoitoare. Și de aceea, mereu unde a luptat el în primul război mondial, el a fost susținut de ostașii lui. În 2018, anul 100 ani de la Unire, a venit la mine la muzeu un bărbat de la București, dintre ai noștri, din Soroceni, și mi-a zis: Nicolae, scrie o carte despre un deputat al statul țării. Zic, nu pot scrie, fiindcă, și nu-i motivația că nu știu a scrie, dar faptul este că arhivele sunt la Chișinău sau la București sau la Iași. Aici la Soroca nu avem arhive, dar pentru a scrie o carte trebuie să mergi cu lunile, săptămânile, anul să-l petreci în arhive, până găsești toate materialele. Dar eu am pregătit o serie de articole despre generalul Poetaș, care a murit pentru neamul nostru, a murit pentru Unire, aparat idealul de Unire, la 1918-19. Și zic, pot să vă fac așa o chestiune. Și zic, poftim. Și am făcut o carte care a apărut, iată o vedeți aici, această carte a fost publicată la Buzău, așa, cu Vlad Gheorghiță, un ofițer al Armatei Române, m-a ajutat și el acolo cu primul capitol despre Armata Română în Basarabia. Dar, adică, s-ar crede că, uite, a venit băiatul ăsta anus la București și mi-a propus mie, eu m-am apucat și am scris. Nu, este ceva care vine de la Dumnezeu. În primul rând, știa, eu sunt născut în comuna General Poetaș. În al doilea rând, am găsit sigiliul din râul Nistru și l-am scos, l-am păstrat și astăzi în muzeul din Soroca. Numele lui Poetaș nu era cunoscut deloc, absolut. Un general care a devenit erou, a primit gradul de general pe câmpul de luptă, a fost un colonel viteaz și noi l-am reîntors. Și dacă l-am reîntors, imediat apare încă o carte deja, care se numește Stan Poetaș, generalul Nepereche, Remus Macovei. Cum a ajuns aici, pe aceste ținuturi, Stan Poetaș? În primul rând, am votat Unirea. Sorocenii au fost printre cei care, printre primii, au votat Unirea. 13 martie 1918. Da, 13 martie. De fapt, la noi a fost programată acea adunare la 15 februarie. Nu s-a primit. Ceva a fost acolo. Vremuri tulburi erau. Apoi la 3 februarie, la 3 martie, nu s-a primit. În timpul ăsta, Zemsta Bălțului a votat moțiunea prin care cerea statului țării să voteze Unirea Basarabică România. Apoi, la 13 martie, deja noi am fost. S-au adunat 220 undeva de reprezentanți a plaselor din județul Soroca. Și la acea mare adunare, 220 de români, de evrei, ucraineni, ruși și de alte naționalități, unanim au votat moțiunea prin care rugau sfatul țării, cereau sfatul țării ca să voteze moțiunea de unire a Basarabiei cu România. Și pentru aceasta, dar aici mergea război civil peste Nistru, țara trebuia apărată. Și iată, generalul Stan Poetaș cu brigada lui este trimis în Basarabia, la Soroca. A fost șeful militar al garnizoanei din Soroca. Pe o porțiune destul de mare, de la Otaci până acolo, la Vadul Rașcu. Și într-o bună zi, la începutul ianuarie 1919, a venit o informație de sus că sus la Otaci, acolo la Călărășeu, ca la Unguri, se pregătește o invazie. Că detașamentele roșii, garda roșii a bolșevicilor, vreau să treacă Nistru să rupă Basarabia de la România. El, fiind un bărbat născut în familie de țărani, care știa dragostea câmpului, munca grea de țărani, s-a luat vizitivul și ordonanța și a mers la Otaci. Poate a planează el cumva situația acolo. L-au plântâmbelat. Nu se merită. Nu se merită că sunt foarte agresiv. Nu a vrut să asculte. Era un fatalist, se vede că. Acolo mers... majoritari erau ucraineni și ruși. Dar astea erau satele, cum este Călărășeu, ca Unguri, Otaciu. Acolo erau foarte multe, erau predominau populația ucraineană. Acolo bolșevicii de atunci au dat lovitura principală, anume acolo, au ridicat satele acestea împotriva guvernului nostru, guvernul de la București.
El, când a venit acolo, el s-a gândit, cum să-i spun, că uite mai, vine armata, stă fiți cuminți, va fi mare vărsare de sânge. N-a fost să fie. Au luat și au împușcat întrânsul chiar din spate și l-au lovit cu glonțe și el a căzut pe câmpul de luptă, unde a stat câteva zile în zăpadă, ca apoi într-adevăr să vină armata română și să invadatorii de pe Senistru să fie alungați înapoi de unde au venit. La Soroca, deja în 30, a fost ridicat un monument care nu s-a păstrat. Mormântul lui a fost sus acolo la cimitirul din dealul Sorocii, care a fost după război, un pe al 60 a fost distrus, părerii de rău. Așa că, ce interesant că cel care a topit monumentul lui Poietaș, tot din comuna General Poietaș. El lucra fochist, aici la Soroc am avut o mică întreprindere și iată, într-o bună zi, el vine acasă, vine la fratele său și spune: Mitea, eu aseară am topit o mână de generalul ăsta în Poietaș. Acum, deja, noi avem asociația Monument, avem un bun prieten al Sorocii, Iunea Rusanovski, și se vorbește încetușor, se pune la cale, ca să reîntoarcem acel monument în incinta, în lunca Nistrului, la Soroca. Ar fi o dreptate, ar fi o dreptate pentru sătenii mei care au adunat bănuți cu bănuți, că monumentul a fost construit, ridicat, nu de cineva din Transilvania sau din București sau de pe alte părți, dar cei de la Soroca au adunat bănuți cu bănuți și au ridicat acel monument atât de vestit până în ziua de astăzi, o așcar din Soroca, măcar că o trebuie vremuri. El dacă vede fotografie spune că generalul Poietaș. Revenind la acele incursiuni ale hoardelor bolșevice de peste Nistru, mai sunt și dintre cei care susțin că din cauza faptului că administrația română intenționa să reducă din drepturile basarabienilor, din cauza faptului că boierimea românească încerca să subjuge cumva țăranii basarabieni, oamenii aici în Basarabia, localitățile se răsculau și astfel ar fi apărut răscoale pe la Tatar Bunar, răscoale pe la Hotin. Care e adevărul? Ce a fost în realitate? Import de revoluție. Import de revoluție. Și dacă am vorbit și unde, acolo unde era populația ruso-ucraineană. Pentru că la noi am avut un prefect aici, Dumitru Iov, scritor, poet, prefect de Soroca. Și iată, la noi, n-ați avut ocazia să fiți iarna la Soroca, mai ales nu iarna, în primăvară, în martie, când Nistru pleacă la vale. Înainte am nu prea dat. Înainte, când eram și eu copil, Nistru îngheța foarte, foarte puternic. Și când în primăvară râul se umfla, apele vineau, platoșa asta de gheață de 50-60 de un metru, ea exploda, ea se rupea în bucăți. Și asta de parcă trăgeau cu artilerie, cu tunurile. Și Dumitru Iov, numai bine s-a pomenit în regiunea satul Rudi, Călărășeuca, Arionești, acolo. Și iată, oamenii din sat s-au început deodată a agita că trag tunurile. Se vede că vin iar cei de peste Nistru. Și, de fapt, i-au liniștit, asta Nistru pleacă la vale, dar la întâlnire cu Dumitru Iov, țăranii aceia care au fost martori ocular la evenimentele din 19 au spus: domnule prefect, dați-ne arme, că noi singuri să apărăm țara de cei care vor încerca să vină. Adică aici n-a fost că guvernul României a fost rău. Guvernul României, ca tare, când a mers legea marțială, fiindcă au pus mâna pe arme și au tras în soldații noștri care au venit cumva să înțeleagă toată asta, dar cei care au fost arestați, au fost judecați, dar au avut numai decât avocat. În acea perioadă, România, armata română era o pavăză serioasă la Nistru în calea ascensiunii bolșevismului în Europa. Acolo fierbea toată lumea, acolo era o tragedie, unitatea lupta împotriva ficiorului, ficiorul l-a împrădut frate cu frate, era ceva extraordinar, era groaznic. Acolo se pierdea o civilizație, o lume întreagă și în prezent noi suntem martori la alt eveniment care e cam tot același. Istoria, ce ne-a demonstrat nouă? Ce a fost mai dur? Jugul turcesc sau jugul imperialist rus? La cetate, când este o excursie care, sigur că a fost 300 de ani sub ocupația turcească, zic, stați un pic. Ștefan cel Mare, zic, s-a recunoscut vasalul sultanului turc și a fost acceptat, chiar ar zice, cu bucurie, ca așa un mare principe. Atât de vestit cum Ștefan cel Mare, a fost
a venit la noi și s-a închinat. Ficiorul lui, vasaletate, și-a plătit acolo o sumă de câteva, de 4.000 de monede, ori 2.000 de monede de aur. Ficiorul lui deja, Bogdan, cel orb, a luat și a semnat la 1513, dacă nu greșesc, primul tratat de vasalitate. Și întreb pe ascultătorii excursiilor noastre, ce scrie în acel tratat, cunoașteți? Sigur că nu, că la perioada cât eu am învățat, nu, asta nu se vorbea de așa ceva, 300 de ani de ocupație turcească. Zic, dragii mei, prima propoziție din acest tratat scrie, țara Moldovii, o țară independentă. Și supușii mei turci nu au dreptul să cumpere moșii, să construiască palate sau moschee. Iar pentru bunăvoința noastră față de principele Moldav, el ne va plăti nouă, vreo 4.000 de peșcheni, vreo peșcheș de 4.000 monete de aur. Trecut au cadou, peșcheșul este un cadou, o bunătate. Trecut au 100 de ani și Vasile Lupu resemnează același tratat de vasalitate și cu aceeași condiție, țara Moldovei, o țară independentă. Iar supușii mei nu vor avea dreptul să construiască palate, moșii scumpere sau, sau moschee. Iată care, sigur că a fost cel mai greu regim, regimul fanariot. E acolo, dar schimbarea domnilor bucurie nebunilor. Așa și a fost ideea cu cea al 18-lea. Dar în perioada aceasta, cât a fost și Ștefan și Petru Rare și mulți alții, era o relație. Și iar curtea sultanului, eu am ucitez, descoper multe lucruri, că nu ne spunea atunci când învățam noi. Prețuiau mintea, capacitățile. Dacă vorbim de ziua Imperiului Rus, în primul rând la 1820-30 au fost arse cărțile românești din biserică, icoanele din biserică au fost arse. Așa. Apoi s-a început la școală să învețe numai limba rusă, încetășor mergea procesul acesta de asimilare și de distruge identității noastre românești. Deja vreau să spun că undeva deja la începutul secolului 20 au apărut desigur personalități care au început să pledeze la curtea țarilor pentru școala națională. Și noi aici avem un caz foarte cu un mare semn de întrebare. Primarul din Soroca, Nicolae Soltus, cel care a votat în sfatul țării Unirea Basarabică România la Sankt Petersburg, la Dumă, a spus că dar noi nu trebuie să vorbească, să învățăm la școala românește, că ai noștri și așa o știu românească, să învețe rusește. Asta e, cred că a fost influențat de Leon Caso, o altă personalitate din Ținutul Sorocii. Ca pe urmă... Un ministru al educației publice în Imperiul Țarist. Pe urmă se vede că sub influența deja generației Unirii, Simeon Murafa, Emanuel Gavriliță, sau cine acolo mai erau alte personalități sorocene, care încetășor l-au dat la braț de pe primar. Și la 1918, la 27 martie, Nicolae Soltus a votat Unirea. Dar mari cronicari ai vremii, ce spuneau despre noi cei din acest spațiu al românismului, dintre Prut și Nistru? Eu am citit cronicile, dacă scriu o carte care se referă la trecut, scot de în carte numai decât îmbinările de cuvinte de epocă, cuvintele de atunci, dar care sunt cunoscute la toți. Și n-am găsit nicăieri undeva ca să fie o tăitură așa, o deosebire, o prăpastie dintre cei care pe malul drept al râului Prut și cei de pe malul stâng. Încă invers, satele erau așezate pe ambele maluri. Ce vorbește că eram o unitate, într-adevăr. Iar faptul că se căsătoreau și făceau nunți împreună, nici nu mai vorbim despre așa ceva. Haideți să vorbim un pic și despre personalitățile marcante care s-au născut în acest ținut al județului Soroca, același Emanuel Gavriliță, unul dintre cei care a pus umărul la trezirea conștiinței naționale a românilor de aici în perioada începând cu 1905-1906. Da, așa se... El când intra la redacția gazetei... Cine a fost Emanuel Gavriliță? Un boier de-al nostru, deputat, așa, a lucrat și la Soroca și la Iampol. Și a bătut cărările la Moscova ca să editeze în Basarabia o gazetă în limba, să zice, limba moldovenească, spune atunci. Ca să nu supere prea tare. Da, fiindcă el și așa, când venea câteodată, aceștia publicau versuri pe Eminescu, pe Alexandria, alți poeți și Aleco Ruso, și el venea la redacție și spune, măi, flăcăilor, măi, o să mă băgați, măi, la pârnaie, măi, o să mă ia și o să mă duc în fundul Siberiei.
Într-adevăr, aveai, dar spunea așa, alea mai moale, mai moale. Și într-adevăr, ce pentru mine e foarte important, că el de aici, de la noi, și nu e un boier oricare care a avut o moșie la Baxani, ci el strage din vechii boieri ai țării. Spun că ar fi încă din Vornicul Boldur, încă de secolul XIV, ar fi el. Și într-adevăr, se vede că este și intelect, și ținută, și tot, absolut. Emanuel Gavriliță a fost un avocat, jurnalist și om politic din Basarabia și a făcut studiile la Chișinău, Moscova, Viena și Berlin. În satul Băxani a înființat o școală și o bibliotecă pentru copiii de țărani. Avocatul Emanuel Gavriliță, sprijinit de Constantin Stere, a înființat și a fost directorul ziarului Basarabia, care a apărut la Chișinău între anii 1906-1907, fiind prima publicație periodică de limba română în spațiul dintre Prut și Nistru. Teodor Inculeț, unul dintre colaboratorii ziarului, își amintea mai târziu: "Noi eram prea mulți la început. Gavriliță, Pelivan, Halipa, Vântu și noi doi, frații Inculeț. 24 mai 1906 este ziua în care, după aproape un veac de tăcere, mulțumită Revoluției din 1905, pentru întâia dată a răsunat graiul moldovenesc din nou pe pământul lui Ștefan cel Mare. De lucru era mult. Mai întâi trebuia să muncim pentru trezirea simțurilor naționale ale basarabenilor. Aveam de a face cu țărănimea și cu pătura intelectuală moldoveană." Emanuel Gavriliță s-a născut pe 18 august 1847 în satul Nicorești, județul Soroca, și a plecat la cele veșnice pe 10 iunie 1910, fiind înmormântat în localitatea Băxani, Soroca. Acest Emanuel Gavriliță a trăit, dacă nu greșesc, pe la 1910. E mormântat aici, nu departe, la Băxani. Noi, într-o bună zi, niște câțiva oameni din Soroca, am mers chiar și am făcut o comunicare, am vorbit despre dânsul, fiindcă se începe, este aceeași chestiune ca și cu generalul Poetaș. Nu prea toți cunosc faptul că Soroca noastră a dat niște vlăstari foarte, foarte puternici, cum este, în primul rând, Emanuel Gavriliță. Dar să nu uităm de familia Caso, să nu uităm de Simeon Murafa, de Vasile Săcară, sau de Constantin Cazimir. Constantin Cazimir, sigur, de frate Constantin, ca Constantin Cazimir e o persoană la fel de deosebită. Acesta, nu, el n-a votat unire, că el a decedat tot la 1910, dar ce a făcut? Fiind un mecenat foarte așa puternic, fanat, el a trimis la învățătură tinerii din județul Soroca și din Basarabia. I-a trimis la învățătură și ei, la rândul lor, vor fi cei care deja vor face unirea. E interesant, alegea el copiii care trebuie să meargă la învățătură la universitățile din Tartu sau din Ucraina. Se ducea la Moș Ion, acela lucra în grădină, acolo o gradă cu ficiorso sau cineva. Bună ziua, Moș Ioane, bună ziua! Zice că ai un băiat harnic, da? Da, iată, șede cu cartea, știi, și mai noaptea la lampă cu kerosin. Dar băiatul lucrează în departe. Da, da, bună treabă, bună. Lasă-mi vieți că cartea e un lucru foarte sfânt, un lucru sfânt. Moșioare, ia te rog să-i spui băiatul ăsta, matale, mâine să vină la mine la curte. Mergeam mai departe prin satul lui Cernuleuca, și iar moșeia, și iar din nou: "A, Moș Gligori, bună ziua! Așa, ce mai faceți? Iată, lucrăm, iată, avem asta, încolo, încoace. A, și băiatul e bun la tine la școală? Da, învață, lasă înveți, că o să-i trebuiască." Și se ducea mai departe. Pe acela i-a spus să vină la curte, pe ăsta nu i-a spus să vină la curte. Și care e motivația? Motivația era, fiindcă când a intrat la Moș Ion, în curtea lui, totul era aranjat cum trebuie, totul era bine făcut, o frumusețe. Și el a zis: "Aici este ordine. Și dacă eu o să dau banul pentru tânărul ăsta să facă carte, atunci să știți că va fi ordine. Și n-o să se piardă banul investit în trăsul." Acolo era bine, frumos, bogat, băiatul harnic, știa carte, dar era și dezordine. Și acolo unde e dezordine, nu merge banul. Va fi vânturat în lume. Constantin Cazimir a trăit foarte puțin, 50 de ani numai. 50 de ani, 50 da. De ani, da. Și a decedat în 1910. Să fi fost să trăit mai mult, să-i dat Dumnezeu, ar fi fost, sigur că ar fi fost, în sfatul țării de la 1918. Și el, și alte, Simeon Murafa, care de la noi, de la Cotiujeni din Soroca,
medic militar, felcer militar, dar și un glas extraordinar. A făcut și medicina, dar studiat și muzica. Și niște vrăjmași ai neamului nostru au intrat în via lui Hodorogea, unii erau mai mulți acolo, patrioți, și unul rusoi a zis, ăsta-i. Și au scos arma și au văzut că e serioasă treaba și Murafa, care vorbea o limbă rusă perfectă, spune, eu sunt felcer, eu cu voi pe front am fost. N-au mai fost, n-au avut nevoie nicio dovadă, au tras și a fost împușcat atât Hodorogea cât și el. Și monumentul a fost distrus în perioada sovietică. Ca apoi iar din nou să reîntoarcem la viață, fiindcă anume prin faptul că noi ne aducem aminte de dânsii, că avem grijă de faptele lor, ei trăiesc cu noi alături. Dedicat celor trei personalități, Alexei Mateievici, Simeon Murafa și Andrei Hodorogea, a fost instalat în fața Catedralei Metropolitane din Chișinău pe 29 septembrie 1923. Acest monument, de fapt, reprezintă coloana vertebrală a poporului român basarabian, pentru că, iată, chiar cu câteva, cu jumătate de an înainte de a se făuri unirea, aceștia cad jertfiți pentru idealul lor național. În primul rând, poporul în perioada interbel, când s-a inaugurat acest monument, a dorit să-și manifeste faptul că eroi nu se uită niciodată. Monumentul a fost distrus de sovietici în 1940. Abia în anul 2016 a fost reconstruit la inițiativa juristului Iulian Rusanovski și a fraților Hodorogea, stănepoții lui Andrei Hodorogea, cei care au sponsorizat lucrările. În 2016, răsfăind cartea lui Iuri Colesnic, Basarabia Necunoscută, volumul 2, am aflat despre existența acestui monument, o fotografie pe de o parte bună, pe de altă parte ștearsă, care mi-a permis doar secvențial să pot identifica aspectul estetic al acestui monument și mi-am propus atunci, cu binecuvântarea Părintelui Stareț al Mănăstirii Putna, să restabilesc acest monument. Iar puțin mai târziu s-a alăturat și frații Hodorogea, foști Hodorogea, pentru că le-a fost rusificată familia în perioada sovietică. Monumentul are o înălțime de peste 3 metri, cântărește 20 de tone și a fost construit din piatră de cosăuți. Aici avem stema Țării Moldovei și dacă vă uitați atent, stema de pe acest bloc de piatră cu stema de pe celălalt bloc de piatră sunt sculptate în oglindă. Vulturul care reprezintă simbolul armatei române, deci este vorba de armata care a eliberat Basarabia și a făcut posibilă unirea votată în ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918. Monumentul celor trei martiri a fost realizat după modelul original. Diferența este în acest text care inițial era în spate, iar aici era o strofă din poezia lui Alexei Mateievici, Limba noastră. Alexei Mateievici este unul dintre scriitorii români reprezentativi născuți în Basarabia. Simeon Murafa a fost publicist și redactor al ziarului Cuvânt Moldovenesc, iar Andrei Hodorogea, inginer. Toți trei au fost personaje importante ale vieții politice și culturale din Basarabia. De ce sovieticii au distrus monumentele unor martiri ai neamului, monumentele unor eroi ai neamului românesc? Ce se întâmplă în Ucraina astăzi? Deznaționalizare, oricum o numesc ei, națificare. Exact asta au vrut și ei. Același lucru. Ca să ne uităm rădăcinile înaintașii noștri. Ca apoi să nu mai mergem, să nu mai facem Crăciunul, ci să facem sărbători inventate de dânsii. Să ne uităm originile noastre, tradițiile, obiceiurile, cântecele noastre, basmele noastre. Când vine un imperiu peste noi, este stăruie ca să se cucerească, să supună și să domnească. Dar care este soarta oricărui imperiu? Au o viață tare scurtă. Uniunea Sovietică, de exemplu, o frontor, a 60 de ani n-a dus. Au fost imperii mult mai mari, dar, după cum spun cronicarii, nu s-a ales nimic de întrânsele. Imperiile nu sunt sortite de a trăi veacuri, ci au venit, ele deodată sunt încărcate cu energie negativă, care pe urmă explodează această energie și cu asta se termină toată viața lor de scurtă durată. Care este viitorul nostru al românilor din acest spațiu românesc? Unde trebuie să mergem, încotro trebuie să privim? La 1918, la Soroca a fost un preot, Melita Răuțu,
care a scris o carte, Cetatea Soroca și toponimia județului Soroca. Și acolo în cartea aceea, care, preotul care a fost la Soroca în 18, la Unire, zice, mare noroc am avut noi românii că un imperiu soviet, un imperiu țarist a nebunit de cap. Și noi am avut capacitatea de a face unirea. Vă spun cinstit, când am văzut situația care se întâmplă peste Nistru în prezent, cu ce merge, eu mi-am pus deodată întrebarea, de ce la noi, a noștri neîntașii noștri care mai sus acolo, nu pun aceeași întrebare, poate. Poate acum este momentul oportun, când acolo cineva a nebunit cu totul, ca noi să facem unirea, fiindcă drumul nostru este numai alături de țară. Acolo ni-i limba, acolo ni-i cultura, acolo ni-i tradițiile, acolo sunt neamurile noastre, care deja sunt foarte multe acolo. Deja dacă înainte aveam numai pe fratele Bunelului, verișorii tatei, păi acum deja acolo sunt verișorii mei. Cei, generația mea, ei sunt deja acolo și copiii lor cresc acolo. Și eu mi-aș vrea foarte mult ca să ne unim din nou, să fim o țară mare și frumoasă, fiindcă așa ne-a fost dată de la Dumnezeu. Și nu suntem săraci, că nu suntem păcătoși noi. Miron Constin, care mergând spre Bar, unde el făcea studii în colegiul iezuit acolo, scrie despre Basarabia, teritoriul de Prut și Nistru. Și când am trecut apele Prutului, în fața noastră s-a deschis o câmpie a semnei oceanului. Dar într-adevăr, așa și spun, valurile astea care s-au împetrite, dar de o rară frumusețe. Deci noi avem cu ce merge. Zestrea noastră e foarte bună și noi trebuie să mergem alături de țară, fiindcă avem cu ce merge. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie. Dă Domnul și ne mai revedem și cu alte ocazii, poate chiar la Chișinău. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare, la aceeași oră. Până atunci, toate bune!